Aspectul estetic și frumusețea zâmbetului ne oferă mai multă siguranță și încredere în propria persoană. Pacienții care de-a lungul timpului au urmat un tratament cu aparat dentar spun că viața lor s-a schimbat cu mult în bine, reușind să se integreze social mai ușor. În principal, aparatul dentar se recomandă atunci când sunt dinții strâmbi sau când există spații între dinți consecutive unor extracții dentare și când dorim să realizăm o protezare eficientă prin punți, prin coroane sau prin implanturi. Mai este o situație în care dinții au afectare parodontală și atunci, cu ajutorul aparatului ortodontic, putem să încetinim foarte mult evoluția bolii parodontale. Atunci când punem un implant dentar sau când realizăm o ruptare protetică definitivă, trebuie să avem în vedere împărțirea spațiului. Dinții, în momentul în care sunt liberi de vecini, deci nu au antagoniști în față, în spate, sus și jos, ei se mișcă. Există un sistem care este în continuă mișcare. Și atunci migrează, se deplasează de pe pozițiile lor. Ca să putem să restaurăm funcțional și estetic corespunzător, cu ajutorul aparatului ortodontic, noi putem să împărțim spațiul, să-l redistribuim. Câteodată există posibilitatea închiderii complete a spațiului cu ajutorul aparatului ortodontic și folosind dinții pacientului. Putem să folosim, tocmai în ideea în care redistribuim spațiul, folosim lucrările vechi ca și sprijin pentru aparatul ortodontic, mai puțin se pot folosi implanturile ca și sprijin. Ideea este ca la finalul tratamentului să avem o continuitate a arcadei și mai ales o mușcătură corect restabilită, mușcătura corect restabilită fiind garanția stabilității în timp a rezultatelor tratamentului ortodontic. În procesul de lipire a brecheților pe lucrările vechi se produce o asprire a suprafeței acestora și nu-și mai au luciul, strălucirea pe care au avut-o inițial. Mai mult decât atât, se poate face o redistribuție a spațiului și atunci nu mai avem nevoie de toate elementele pe care le-am avut în lucrarea anterioară tratamentului ortodontic. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.